Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți la Decriptaj, din nou despre subiecte controversate care țin de România și de actualitatea internațională cu toate legăturile posibile. Astă seară, invitat special în emisiunea noastră, domnul Murat Iusuf, este muftiul cultului musulman din România, șeful cultului musulman din România. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră cât și ascultătorilor postului dumneavoastră. Vă mulțumim că ați venit, de la Călăraș direct, unde ați avut o inaugurare a unei moschei, iată. Da, am avut inaugurarea unei moschei fără evenimente, fără discuții, fără dezbateri. Presupun că Călărașul e undeva la mijloc, între Constanța și București. Sunt într-adevăr musulmani care, turci care trăiesc în municipiul Călăraș, în județul Călăraș, așa cum trăim și noi în Dobrogea de mai bine de 9 secole. Am avut un teren pus la dispoziție de către primăria municipiului Călăraș pe o perioadă, concesionat pe o perioadă de 49 de ani conform legislației din țara noastră. La construirea acestui lăcaș de cult, la edificarea acestui lăcaș de cult, am contribuit și noi ca instituție. Am avut un sprijin din partea Dianetului din Turcia, cu care avem un protocol de colaborare. Acesta ce este? Acesta este departamentul cultului. Departamentul cultului, nu, cultului musulman din Turcia. Turcia, da, Dianetul. Noi avem un protocol de colaborare, sunt mai multe articole care prevăd schimb de experiență, un sprijin în activitățile noastre, etc. Deci, da, deci multe legături cu Turcia. Dumneavoastră sunteți un om tânăr, nu ați împlinit încă 40 de ani, ați studiat în Turcia la Liceul Teologic din Edirne, apoi la Facultatea de Teologie din Samsun, sunteți deloc din Medgidia și educația religioasă superioară aveți în Turcia. Da, dar... Asta s-a întâmplat întotdeauna cu clericii musulmani din România? Nu, vreau să vă spun în felul următor. Știți foarte bine, noi am avut un seminar în orașul Babadac, județul Tulcea, un seminar care a funcționat din anul 1610, un seminar teologic. Până când? A funcționat până în 1967, cu mici întreruperi. Până în 1967, ultimul absolvent al acestui seminar a fost în anul 1967, iar s-a închis datorită faptului că nu au mai fost elevi care se înscrie să-și continue studiile teologice. Comunitatea musulmană din România, cam câți oameni reprezintă? Conform Legii Sământului din 2011, sunt undeva la 67.000 de musulmani. Majoritatea trăiesc în Dobrogea, trăiesc în județul Constanța, Tulcea. Avem o comunitate destul de numeroasă în București, în municipiul București. Cam câți? În județul Ifov sunt 6.000 de musulmani, dintre care 3.000 de musulmani, vreau să vă spun că sunt de etnie turco-tătară. Nu vreau să fac o discriminare între musulmanii turci sau între comunitatea turco-tătară și comunitatea musulmană, care sunt frații noștri, care sunt veniți din statele islamice. Chiar astăzi, în discursul meu la inaugurare, au fost invitați și acești musulmani, reprezentanții unor organizații culturale și umanitare, dar care pe lângă aceste activități culturale și umanitare sunt mai desfășurate și activități religioase. Se poate? Acum, dacă se poate sau nu, nu mai este de datoria mea, este de datoria altor organe, altor instituții abilitate să spună dacă se poate sau nu. Datoria mea ca lider spiritual este să am o legătură cu toți musulmanii, pentru că sunt muftiul întregii comunități musulmane din România, și să-i ajut unde au probleme. De exemplu, am fost acum 2 săptămâni în urmă, am fost cu domnul ministru la Cluj, unde și acolo avem o comunitate, da, de musulmani. Ministrul culturii. Cu domnul ministru... Vlad Alexandrescu. Nu, cu domnul ministru secretar de stat de la culte, cu domnul Victor Opaschi. Și am avut o discuție cu membrii comunității musulmane din Cluj, la care și-au exprimat anumite dorințe. De exemplu, vor un imam din partea noastră, un preot, adică vor și ei într-un fel să se adapteze, într-un fel să se legifereze.
situației actuale. De fapt, acest lucru este și normal. Și am avut discuții cu dumnealor, au fost de acord, sperăm, deci muftiatul ca instituție, noi suntem deschiși oricărei colaborări cu orice organizație non-guvernamentală, că indiferent că își desfășoară activități culturale, umanitare sau pe lângă acestea desfășoară activități și religioase, v-am spus, nu este datoria mea să văd acest lucru dacă au dreptul sau nu au dreptul, sunt legiuitori, avem anumite instituții ale statului care hotărăsc acest lucru, dar, repet, datoria mea este să am o deschidere pe care o am avut-o și o am cu toți musulmanii din România. Și un dialog, bineînțeles. Vine, iată, subiectul inevitabil, subiectul mari, zâmbiți, dar vă așteptați la asta, subiectul Marii Moschei din București. Nu, haideți să nu mai spunem Marii Moschei, știți, a fost o greșeală de-a mea care mi-a mai cerut scuze public, mai cer încă o dată scuze public și prin intermediul noastră. Deci vreau să vă mărturisesc cu inima în păcat, cu mâna pe inimă, când am avut o astfel de declarație, un jurnalist din Constanța, am vrut să evidențiez rolul, importanța pe care o acordă statul român comunității musulmane din România. Nici de cum în România nu se va construi niciodată, atâta timp cât voi fi eu muftiu, mega moschee, așa cum au denumit-o, cea mai mare sau cea mai mare moschee din Europa. În primul rând, eu personal nu sunt de acord. După aceea, după această declarație a mea, a început această dezbatere, au mai fost alte declarații, de ce, pe chestiunea de reciprocitate între statul turc și statul român. Și vreau să vă spun aici, nu este vorba de construirea unei moschei în municipiul București, nu se pune în discuție pe chestiunea de reciprocitate, pentru că noi suntem cetățenii României, este un drept de al nostru, iar acest drept pe care ni-l dorim noi din partea autorităților române este tot de a veni în sprijinul acestora. Cine va plăti? Cine va dacă plăti? Se va pune problema construcției? Bineînțeles că și vom cere o finanțare și din partea secretariatului, dar vedeți dumneavoastră, când gândești spre bine, se interpretează într-un mod eronat. De ce am apelat la un sprijin din Turcia? Haideți să vă explic. Am zis, domnule, a fost o discuție referitor la construirea catedralei în București. Toată lumea a avut o reacție, de, exact cu oamenii care vorbesc acum și la adresa noastră într-un mod negativ, a vorbit și la adresa Preafericitului Părinte Patriarh. Domnule, de ce statul să sprijine cultele, de ce să sprijine construirea catedralei? Din banii publici, banii contribuabililor. Ca să evit o asemenea discuție, am zis, domnule, să nu mai merg către Secretariatul de Stat pentru Culte, să nu cer o finanțare din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, am zis, domnule, hai să încerc să iau din partea Turciei, să nu mă folosesc la construirea unei moschei de banii contribuabilului cetățeanului român. Și dacă mâine și un alt stat musulman, Arabia Saudită, de exemplu, ar vrea să construiască o moschee, să finanțeze o moschee la București, așa cum și Turcia a făcut. Dacă și Arabia, deci, haideți să vă spun, aici trebuie să ne gândim foarte bine. În primul rând, orice finanțare care va fi din afară, aș prefera și legiuitorii ar ști mai bine să se facă prin intermediul instituțiilor abilitate ale statului sau instituțiilor care reprezintă comunitățile, reprezintă într-un mod oficial comunitățile religioase respective. Iar aici, legiuitorul trebuie să intervină. Ok, primesc o finanțare din Turcia, dar cui, deci oficial de la statul turc, să dau un exemplu, dar cui se dă această, se dă unei instituții oficiale a statului român, care și ea la rândul lui este verificată de către celelalte instituții în domeniu. Da, pentru că vedeți, aici este un semn de întrebare. Deci foarte bine să se facă într-un mod transparent. Ăsta, dacă toate statele musulmane vor dori. Deci nu, se facă într-un mod transparent. Nu, și haideți să vă spun, acea moschee care se va face în București va fi pentru întreaga comunitate musulmană, nu va fi numai pentru turci, pentru tătari sau pentru musulmani de alte etnii. Va fi, deci, cred că v-am spus, scopul meu este să cuprindă întreaga comunitate musulmană, să nu facă o diferențiere între turci, tătari, musulmani autohtoni sau să categorizez comunitatea. Dar și astăzi ambasadorii care au fost prezenți reprezentanții ai misiunilor, peste 11 reprezentanți ai misiunilor diplomatice, ambasadori și bineînțeles secretari de la anumite ambasade, care noi ne-am spus foarte, domne, știu toată lumea că există o comunitate tradițională
în Dobrogea, în România, care trăiește pe aceste meleaguri încă din secolul al XII-lea. Ceea ce sunt ceilalți ai noștri, frații noștri, noi în teologie islamică îi numim, deci chiar și pe timpul profetului a fost, cei care au migrat se numeau muhajiri și cei care au primit se numesc ensar. Noi suntem ensar, deci categoria care gazde. Suntem gazde și sunt muhajirii noștri, deci noi i-am primit. Și bineînțeles, acum asta am și spus-o și sper ca întreaga comunitate musulmană cea venită din anii 70 să se supună în primul rând legislației Constituției României și să jure statului român loialitate așa cum am făcut-o noi, așa cum am făcut-o străbunicii noștri. Deci așa cum... La crearea statului român. Bineînțeles. Știți foarte bine. De ce credeți că atunci regele Carol I a edificat un locaș de cult? Marea moschee de la Marea Constanța. Moschee de la Constanța. Moschea care poartă numele. Moschea Carol de la Constanța. Pentru că a fost un semn de răsplată față de loialitatea de care a dat dovadă străbunicii mei față de statul român. Iar noi această loialitate față de autoritățile statului român, față de stat, față de poporul român, trebuie să o transmitem din generație în generație. Iar supunerea, pentru noi e foarte importantă, supunerea față de Constituție, de Constituția țării în care trăim, asta ar trebui deci să fie. Deci garantați că acolo nu vor exista activități care să fie alături de aceste principii ale statului român modern? Bineînțeles că voi garanta acest lucru. Eu cât voi fi muftiu, voi garanta acest lucru. Cât voi fi în această funcție și nu o spun ca să fiu din nou reales, nu o spun absolut deloc, dar atâta timp cât acea moschee va fi sub controlul muftiatului, vă garantez că nu se vor întâmpla alte evenimente care vor dăuna intereselor naționale. Și de ce vă spun acest aspect? Haideți să vedem care este situația juridică a acelui teren. În primul rând, proprietarul acelui teren este statul român. Deci nu e cultul musulman proprietar. Administratorul acelui teren este Secretariatul de Stat pentru Culte. Cultul musulman are dreptul de folosință pe o perioadă de 49 de ani. Deci oricând dacă s-ar întâmpla ceva, avem instituții abilitate când ar putea să se sesiza și ar putea închide activitatea. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți împreună cu și suntem împreună cu domnul Murat Iusuf, muftiul cultului musulman din România. Am vorbit așadar despre moscheea în plan la București. Așadar spuneți că totul va fi sub control și că nu vor exista anumite derapaje. Care e situația în București acum a lăcașelor de cult musulmane? Situația este foarte bine cunoscută. O știe și opinia publică, o cunoaște și Secretariatul de Stat pentru Culte. La ora actuală, să știți, am început un dialog foarte intens și sper că acest dialog va fi benefic cu acele asociații culturale, umanitare, care, pe lângă aceste activități, desfășoară și cele religioase și care au lăcașe de cult. Dar vreau să vă spun, încercăm să avem dialog cu toate asociațiile. I-am rugat și dumnealor au ajuns la concluzia că, într-adevăr, noi avem dreptate să nu se implice în problemele administrative ale cultului. Ce înseamnă acest lucru? Când vine vorba de alegerea șefului cultului musulman, de muftiu, cum a fost la alegerea mea, sau când sunt anumite probleme, niciodată să nu se facă o afirmație de genul nu voi accepta, indiferent și dacă voi ocupa această funcție, dacă voi sta în calitate de muftiu și dacă nu voi accepta să îi se spună enoriașului meu, bătrânului neali de la țară, cum să mă exprim în termen popular, pseudo-musulman. Domnul Nehoi, dumneavoastră știți că o astfel de afirmație a fost făcută de asemenea persoane? Deci, adică cei care o fac se consideră mai musulmani, mai credincioși decât ceilalți? Decât neali de la țară. Și se știe foarte clar în Coranul ce sfânt, credința nu mi-măsoară, scuzați-mă, șeihul respectiv, șeihul X. Credința în fața lui Allah mi-măsoară bunul Dumnezeu. Mântuirea mea mi-măsoară bunul Dumnezeu.
nu are dreptul să ni se facă o astfel de afirmație. Nimeni nu are dreptul să ni se spună, domnule, voi sunteți pseudo-musulmani. Vedeți, astfel de lucruri se întâmplă, din păcate, în comunitatea noastră. Gen provocări, cum a fost, vă spun și am și dovezi. Vrem schimbare de sânge, sânge proaspăt. Domnule, acum haideți să vorbim și metaforic. Seamănă cu niște încercări de radicalizare, iertați-mă, eu așa le văd din afara. Deci eu nu vreau să comentez, dar vreau să vă spun, domnule, tu ești primit aici, ești muhajir, ești primit de către noi. Există o legislație, există un statut al cultului. Și trebuie să spunem, cultul musulman de tip Dobrogean în România a fost unul întotdeauna foarte deschis. Deci astăzi am spus și afirm încă o dată la postul nostru, dar oștien, modelul care există de conviețuire din România este unic în lume. Dacă stăm să analizăm în realitate, literalmente, cu punct, cu virgulă, vă spun că este unic în lume, vi-l garantez. Cei care se laudă, nu, domnule, în țara mea e mai bine decât la dumneavoastră, uitați că există o coabitare mai bună decât față de ceea ce este la dumneavoastră, vă spun că se înșală. Deci am fost în foarte multe state, respect, dar de aceea am făcut din suflet și acea afirmație. Mă mândresc și toți, eu consider că toți musulmanii ne mândrim, nu numai turcii și tătarii, toți musulmanii ne mândrim de drepturile și libertățile care ne sunt garantate de către Constituția României. Și de aceea am zis, în primul rând noi trebuie să jurăm loialitate față de această Constituție, după aceea șeria. Că oricum pe aceea o punem în practică. Nu întâi șeria, întâi Constituția țării unde trăiești, după aceea șeria. Suntem la decriptaj împreună cu domnul Murat Iusuf, muftiul cultului musulman din România și iată că am ajuns la un cuvânt care se folosește acum pe scară largă. I-a spus șeria, îi se spune, noi spunem în general șaria, dumneavoastră spuneți probabil în limbajul original. Ce este, cum explicați acest concept în câteva cuvinte? Oamenii vor să afle, oamenii au impresia că aceasta este un fel de lege pe care se fundamentează terorismul la ora actuală. Nu este așa. Deci, din nefericire, dacă un musulman practică literalmente șaria, da? De fapt, ce înseamnă șaria? Este jurisprudența islamică care are la bază Coranul, care prin versete foarte clare ne spune, cel care ucide un suflet, ucide o societate întreagă, are la bază relatările profetului, care se numesc hadisuri, da? Care profetul, chiar prin comportamentul lui față de nemusulmani din acea perioadă, ne-a dat dovadă cum trebuie noi să ne comportăm cu creștinii. Deci acestea sunt argumentele, primele două argumente ale jurisprudenței islamice. Dar de ce ei o suprapun legii umane, da, legii civile? Ei, știți care aici este problema? Ei o interpretează din nefericire după propriul lor plac sau după a atinge anumite interese. Nici de cum interesele care, de fapt nu interesele, nici de cum ceea ce vrea bunul Dumnezeu de la noi sau cum s-a comportat profetul cu nemusulmanii. De aceea, interpretarea jurisprudenței islamice, legislației șariei, da, dă naștere acestor persoane care au o altă atitudine față de nemusulmani. Ceea ce este contrazis Coranului. Există un verset foarte clar într-un capitol. Religia voastră e a voastră, religia mea este a mea. E foarte clar. Deci dumneavoastră sunteți creștini ortodoxi, rămâneți cu religia noastră, eu sunt musulman, deci e un verset foarte clar. De ce eu să mă implic în religia noastră sau noastră? Deci, acum nu vreau să critic pe absolut nimeni, dar sunt anumite materiale și dumneavoastră puteți să le, că sunteți jurnalist, puteți să faceți studiu. S-au tradus anumite materiale unor învățați în limba română, învățați teologi musulmani de alte etnii, în limba română, care nu fac decât să dăuneze climatului de bună conviețuire existent pe aceste meleaguri. Deci eu nu pot să vă întreb pe dumneavoastră dacă vă contest sau vă
sunteți de acord cu mine sau dumneavoastră dacă mă contestați. Noi nu suntem... Nu așa se pune problema. Păi, din păcate, în aceste materiale, dacă o să le analizați, să vedeți că sunt probleme. Acolo o îndeamnă. Nu, dar așa se numește materialul. Da, deci, dacă faceți o cercetare, o să vedeți că sunt astfel de materiale pe piață în limba română. De aceea vreau, îmi doresc să știm și noi cultul cine traduce asemenea materiale. Să, într-un fel, personal să vă spun și să fiu sincer față de ascultători, le-aș opri că nu sunt de acord cu așa ceva. Repet, am avut bunicii noștri au luptat pentru apărarea teritoriului României și cum să vă spun noastră, tu ești creștin, eu sunt musulman, suntem toți frați, astăzi toți venim de la Adam și Eva, de la profetul Abraham. Aveți o altă religie, un alt crez, vă respect, eu am un alt crez, am o altă religie, mă respectați. Dar nu trebuie să vorbim, să avem discuții contradictorii. Da, v-ați întrebat vreodată, domnule Muftiu, de ce acești tineri musulmani ajung să se radicalizeze? Pentru că eu, din păcate, învață islamul de la surse necorespunzătoare. Deci nu învață islamul pur, nu sunt educați cu islamul pur. Exact care v-am spus, care este în Coran și în tradiția profetului. Că dacă ei ar fi fost educați cu un islam pur, vă garantez că nu s-ar fi dus nimeni nici la aeroport, la Bruxelles, cu bombe, nicăieri, nici la Paris, în centrul Paris, nicăieri, nici la Stade de France, nicăieri. Pentru că noi nu avem voie să ucidem. Dacă stăm să analizăm viața profetului Muhammed, pacea și binecuvântarea asupra lui, el nu a ucis nici o furnică măcar. Dar, deci n-a ucis un suflet. Păi și tu cum poți să vii să ucizi oameni, mai ales oamenii vinovați? Vă spun altceva. Ai, de exemplu, o problemă cu armata unei țări. E un război. E un război. Du-te și... ai probleme cu armata statului respectiv, nu cu oameni nevinovați, domnul Nehoi. Da. Aici, dar nici măcar n-ai voie. Și cum pot comunitățile musulmane, domnule Muftiu, să oprească acest fenomen? Că până la urmă e o problemă și în cadrul acestor comunități. Deci vreau să vă spun, la întâlnirea noastră toți condamnăm extremism, fenomenul extremismului religios. Toți. Deci avem întâlniri cu muftii din Balcani, periodice. Da, organizate sub îndrumarea Dianetului din Turcia. Discutăm aceste aspecte. Dar rezultatele? Rezultatele sunt cele pe tocmai... Asta este întrebarea. Aici poate problema. Pot să facă mai mult am comunitățile avut și liderii religioși? Foarte mult. Am avut o idee acum 4-5 ani în urmă. O propunere, de fapt. Să organizăm, să înființăm, de fapt, în cadrul... pe lângă Comisia Europeană, un consiliu consultativ al un consiliu al muftilor statelor membre UE. Nu neapărat ca sediu, dar să avem o voce comună. Ce putem să facem să împiedicăm extinderea fenomenului extremist religios în statele membre UE sau măcar în Europa? Și nu ați făcut acest lucru? Nu s-a reușit. Deci dezbateri, nu numai dezbateri, practic, cum putem să educăm pe tinerii noștri? O educație religioasă autohtonă este necesară pentru a împiedica radicalizarea acestor tineri. O educație religioasă autohtonă făcută de către teologi musulmani foarte bine educați din punct de vedere al cunoștințelor teologice islamice, dar care au jurat în primul rând loialitate față de Constituția statului respectiv. Da, pentru că... Cred că mă înțelegeți, da, ce am vrut să... Vă înțeleg și chiar la asta mă gândesc în acest moment, de fapt, în cazul acelor tineri, vorbim despre tineri născuți, educați în statele respective, nu veniți ieri acolo. Cu cine au intrat în contact acești tineri? Am mai știut noi?
Vedeți, cu diversi guru, să le spun. Vedeți, noastră, noi vorbim de democrație. Da. Am mai știut cu cine au mai intrat acești tineri? Dacă îi lăsăm să tipărească astfel de materiale. Care spuneți că sunt și în românește. Exact. Dacă îi lăsăm și nu știm cine sunt anumiți predicatori. De unde vin acești predicatori? Cine îi finanțează? V-am spus, nu știu și nu este datoria mea să știu. Datoria mea este să încerc să-mi ocrotesc comunitatea de a fi radicalizată, de a se radicaliza. Iar prin construirea acestei moschei, trebuie să înțeleagă mai ales toți locuitorii municipiului București, indiferent de apartenența etnică, va fi și religioasă, va fi în beneficiul cetățenilor municipiului București și în beneficiul comunității musulmane din România. Suntem la Decriptaj, suntem împreună cu domnul Murat Iusuf, muftiul cultului musulman din România. Ce ați spus, domnule muftiu, la ce v-ați gândit când ați aflat de evenimentele de la Köln? Cum le interpretați? Acelea din noaptea de Revelion. Sincer, nu știu, sunt și puțin provocatoare, după părerea mea. Iar vă spun, islamul nu îndeamnă nici la violență, nici la ură și nici la uciderea unui suflet. De aceea vă spun că noi... Bun, acolo a fost poate puțină violență, dar a fost o agresiune... Da, sunt asemenea acte colectivă. Asemenea acte de agresiune, de agresiuni care se întâmplă, duc spre o violență mai... Și lumea imediat, vedeți noastră, din nefericire, la ora actuală, islamul, imaginea islamului ca religie a suferit foarte mult în Europa. Dar europenii, și aici cred că sunt și puțin bucureștenii noștri, nu cunosc care sunt de fapt adevărații practicanți ai islamului pe aceste meleaguri. Nu, dar ei văd niște tineri veniți din niște țări, deci, cu religie musulmană, ei nu ne provoacă acele lucruri. Ei nu ne reprezintă. Noi încercăm să izolăm astfel de cazuri. Din fericire pentru noi, nu am avut. Și sperăm să nu avem. La noi în țară. Deci mă rog la bunul Dumnezeu și astăzi m-am rugat la moschee în România să nu avem evenimente care s-au întâmplat în alte state din Occident. Da, e o problemă cu relația dintre bărbat și femeie? Cred că aici lucrurile sunt... Nu, acolo e o chestiune care ține pur și simplu de persoana respectivă. N-are nicio relevanță religia. Deci astfel de agresiuni știți foarte bine că se întâmplă și la persoane de altă confesiuni, dar nu sunt mediatizate în așa fel încât cum sunt cele făcute de către musulmani. Dar asta nu înseamnă că eu îi protejez pe acei tineri, chiar îi condamn. Eu nu protejez. Deci v-am spus, orice act, că e vorba de agresiune, de violență și nici nu vreau să mai vorbesc despre terorism, este condamnat de către mine și de către comunitatea pe care eu o slujesc și o reprezint. Suntem la Decriptaj împreună cu domnul Murat Iusuf, muftiul cultului musulman din România. Mai este un termen, am vorbit de șaria, am vorbit de radicalizare, mai e un termen de jihad și de jihadist. Poate ar trebui să-l lămurim puțin. Deci, ce înțeles are? Ce înțeles are? Haideți să vă spun. Profetul Muhammed, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, vine dintr-o bătălie. Unul dintre companioni îl întreabă. Am venit de la o luptă, de la un jihad, dacă să folosesc termenul noastră. Profetul și răspunde companionului. Cel mai mare jihad este lupta cu tine însuți, cu propriul tău ego. Câți dintre noi, musulmani, indiferent de apartenența religioasă, avem această luptă cu propriul nostru ego? Oare noi, dacă ne gândim, înainte de a comite aceste atentate, dacă ne-am fi gândit cu o minte lucidă, le-am mai fi comis? Dacă am fi practicat literalmente relatarea profetului? Lupta, deci spuneți că e mai mult o chestiune spirituală? Nu, este o interpretare eronată, este un îndemn făcut de anumiți lideri musulmani care le știți dumneavoastră predicile, le mai auziți da. Și acolo.
care s-au făcut numeroase documentare despre ei. Bineînțeles, care n-au nicio... Și care predică războiul ca atare. Bineînțeles, împotriva necredincioșilor, adică celorlalți. Dar nu predică partea cealaltă, partea reală a islamului. Păi dacă vin dintr-o luptă, da, vin dintr-o luptă și spuneam, deci companionul într-un fel se laudă acolo, spune, domn, profetule, uitați, mă scuzați, venind de la această luptă, de la această bătălie, de la acest jihad, spune, nu, cel mai mare jihad este lupta cu tine însuți, să știi să te controlezi, să știi ce faci. Și mai spune profetul într-o relatare, musulmanul este acel credincios care are încredere în mâinile lui, are încredere în ceea ce vorbește și știe să se controleze cu absolut tot. De ce totuși atâta distanță între aceste precepte și ceea ce se întâmplă în practică? V-am spus, sunt interese. Din păcate sunt interese. Sunt interese, fie ele politice, fie ele personale. Nu, altfel nu pot să-mi explic. Deci, părerea mea este că toți lideri musulmani nu trebuie numai să condamnăm la unisol aceste atentate. Asta s-a făcut și s-a văzut că n-a servit la nimic. Nu, trebuie să facem ceva, să lucrăm în cadrul comunităților noastre. Să lucrăm cu tinerii noștri, să știm de unde învață ei religia, de unde își capătă cunoștințele religioase. Deci să mergem la populație. Așa, la nivel de instituții, la nivel de state, totul pare foarte clar. Nu sunt probleme, dar în sânul comunității, să știți, poate avem probleme. Noi mulțumim lui Dumnezeu aici încă nu. În România trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, ne facem datoria, vrem să ne facem continuare datoria, încă nu avem asemenea probleme. Dar înțeleg că există niște încercări, acele texte despre care vorbiți. Eu vorbesc în general acum. Deci toți liderii musulmani ar trebui să meargă spre comunități, spre acei tineri, să vadă exact sursa de unde învățăm noi religia. De unde învățăm pe aceia? Cine îi educă? V-am spus, este foarte important profesorul. Profesorul. Și este foarte important. Pot acele comunități să-i scoată, să elimine pe acei predicatori, unii spun predicatori de YouTube, pentru că mulți, de fapt, nici nu sunt fizic acolo. Circulă aceste predici pe rețele de socializare, pe YouTube. Vreau să vă mărturisesc, eu nici nu-i urmăresc. Nici nu-i ascult. Păi da, dar tinerii aceia pe ei urmăresc, se pare mai mult. V-am spus, aici ține foarte mult de educația lor, ține foarte mult de educația pe care o iau provine din familie. Știți că noi aveam o vorbă populară, cei 7 ani de acasă. Contează foarte mult educarea acestor tineri, dacă provin din familii destrămate, unde se duc, ce poate să facă pe viitor, cine îi educă. Deci sunt foarte multe cauze care pot radicaliza un tânăr. Dar vreau să vă spun un singur lucru. S-au făcut studii tehnice, dar care n-au nicio relevanță cu realitatea. Un tânăr, dacă a ascultat acel mesaj de care vorbiți noastră de pe YouTube, de la, în ghilimele, eu nu pot să-l denumesc șeih, el nu trebuie să mai treacă conform acelui studiu pe care l-am văzut făcut de anumiți specialiști care vorbesc despre radicalizarea pe etape a tinerilor. El nu trebuie să mai parcurgă cele 5 etape care sunt în acel studiu. El, dacă a intrat în contact și să ajungă la vârful piramidei și de acolo să meargă să declanșeze bomba, nu trebuie să mai ajungă acolo. El, dacă în primul contact al lui cu acest lider, acest șeih, în ghilimele, deci nu sunt de acord cu această titulatură să-i o dau, acestui personaj care nu vrea decât binele, răul întregii umanități, da? Intră în contact cu el și el îi place foarte mult de predica lui și știți foarte bine că aceștia sunt foarte buni oratori, da? El nu trebuie să mai parcurgă aceste 5 etape și poate să devină periculos imediat.
Deci simplul contact cu simplul contact și dacă l-a influențat. De aceea profetul spune, cel mai mare jihad este lupta cu propriul tău ego. Și dacă l-a influențat acolo la suflet, studiul acela vă spune, chiar l-am pus în practică și l-am dezbătut cu anumiți specialiști. Și într-un final mi-au dat dreptate. Pentru că eu am trăit aceste exemple. Da? Cum? Am avut colegi care nu studiau teologia, studiau o altă facultate, s-au întâlnit în grupuri, deci nu erau teologi, da? Da. Cu un predicator și-au abandonat studiile și s-au dus să lupte într-o altă țară. Nu vorbesc acum Siria, Irak, deci pe vremuri când eram student. Eu vă spun, era student în Turcia. Când eram student, da. Deci sunt astfel de cazuri și le-am spus practic ceea ce se întâmplă, ce poate să se întâmple. Deci, nu trebuie să treacă acele etape de care se vorbeau. Pentru că la baza piramidei era primul contact, etc. Deci noi mergem foarte mult pe teorie. Da. Da, deci în practică un simplu contact cu o asemenea persoană poate fi fatal pentru un tânăr. Exact. Influența ce poate să fie fatal. Și mai ales dacă acea persoană și îl influențează, îi ajunge la suflet și el nu se mai controlează și automat. Deci, vedeți noastră, în Coran sunt foarte multe versete. O, voi cei care gândiți, folosiți-vă rațiunea. Și dacă nu-și mai folosește rațiunea, el dacă nu-și mai ascultă propriul instinct și îl ascultă pe cel care îi spune, el automat a doua zi poate să ducă să decanteze. Deci pericolul este foarte mare. Din păcate, e o realitate. Deci trebuie să fim foarte atenți la educarea tinerilor noștri. Ce s-a întâmplat în București cu acele tinere musulmane despre care s-a spus că au fost agresate? Nu știu, am auzit și eu tot din presă, chiar mi s-a transmis și un link, îmi cer scuze, n-am pus să răspund unui, tot așa, unui jurnalist, dar sincer, noi nu am fost sesizați, colegii mei investigează acest caz, nu pot să mă pronunț, dar nu ar trebui să ne îngrijorăm și dacă a fost... De ce? Se spun că a fost un caz izolat, sperăm să nu se mai întâmple. Dacă e adevărat, să știți că nu sunt de acord. Dacă este adevărat, evident. Nu sunt de acord, dar România nu trebuie să fie un exemplu al unor asemenea evenimente. Și vă spun acest lucru pentru că îmi iubesc foarte mult țara și noi avem un alt mod de viață. Noi, musulmani din România, avem un alt mod de viață. Simțiți că există oarecare amenințare la adresa acestui mod de viață care ne-a asigurat aici, în România, un trai liniștit din acest punct de vedere? Eu nu simt, dar vreau să-l protejez și vreau să-l promovez. Aceasta este datoria mea. Să protejez acest climat, acest model de conviețuire interetnic și interreligios existent pe aceste meleaguri încă din secolul al XII-lea și să-l promovez în continuare. Și să mă rog la bunul Dumnezeu să ne ferească de incidentele care s-au întâmplat, de acele evenimente tragice care s-au întâmplat în alte state. Aceasta este datoria mea. Și simțiți că și comunitatea vă urmează? Nu există, cum zice la noi, oi rătăcite? Nu pot să le spun oi rătăcite. Eu îi respect pe toți, indiferent dacă mă iubesc sau nu mă iubesc, dar ceea ce vreau să le transmit... Cei care înțeleg știu foarte bine. Este un mesaj foarte clar. Din nefericire, trăim niște momente tulburi. Da. Din nefericire. Și nu sunt eu genul de persoană să mă afirm. Am luptat de la bun început împotriva, de când am fost numit în 2005, nu o fac cum spun unii când mă apropiu de campania mea electorală, în ghilimele, că până la urmă și asta, deci, la dumneavoastră nu sunteți numiți pe viață. Nu suntem, la noi din 5 ani suntem aleși, dar nu fac acest lucru în pragul alegerilor, astfel de declarații. O fac de fiecare dată când societatea mea, când societatea românească are nevoie și în comunitatea mea are nevoie. Deci oricând este nevoie, să știți că am fost o persoană care am luptat și voi lupta împotriva extinderii fenomenului religios. Și la noi, momentan, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că stăm destul de bine. Să sperăm că lucrurile vor rămâne tot așa și că veți reuși să vă țineți sub control, să țineți în mână tot ce se întâmplă în comunitatea noastră, cu
posibilitățile noastre, sigur, de lider spiritual. Deci, posibilitățile noastre ca instituție, să știți, ca instituție de cult sunt foarte limitate. Sunt voci, domnule, vă ajută Turcia, vă ajută anumite state islamice, trăiți bine. Nu, noi avem posibilități, suntem modești, să știți. Și asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, să știți că modestia face parte din credința noastră, să fim modești. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar ceea ce, pentru că numai așa pot să îi mulțumesc Creatorului, în primul rând pentru că m-a creat, numai păstrând unitate în cadrul comunității mele. Unitatea este un lucru de bază al societății românești și al comunității musulmane din țara noastră. Acest lucru vreau să-l continui, pentru că străbunicii mei, strămoșii noștri, cei din secolul al XVIII, al XIX, au dat dovadă de unitate și de loialitate față de autoritățile statului român. Cu acest mesaj, domnule Muftiu, închidem ediția din această seară a emisiunii de criptaj. A fost invitat domnul Murat Iusuf, muftiul cultului musulman din România. Atât pentru această seară. Ne auzim joia viitoare din nou la Decriptaj. Toate cele bune! Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.